Salut! Într-o zi de duminică, duminică seara mai exact, este trecut de 5, cam așa. Și astăzi m-am gândit eu și mi s-a pus pata. Și am zis că de mâine intru... Nu intru la regim neapărat. Ci schimb puțin din obiceiuri. Adică ies prin spate ca să duc și cu noi. Așa, și mă duc la Lidl. Pentru că mi s-a pus mie... pata și pofta, ca să zic așa, pe salate. Și vreau să mă duc să văd ce legume mai găsesc. Mai am câteva acasă, de asta nu o să cumpăr foarte multe. În ideea în care, atunci când le termin, mă duc să cumpăr. Așa. Deci mi-am făcut aici lista. Mie îmi place oricum să scriu. Și în al doilea rând, mă uit pe revista de la Lidl. De săptămâna asta, de săptămâna viitoare și să văd cam ce la ofertă și mi-ar trebui. Și atunci nu pot să scriu lista pe telefon și nici nu-mi place. De data asta am luat-o cu mine. Dar în momentul în care o scriu, țin minte ce am scris pe listă și atunci mi este oricum mai ușor. Hai să vedem ce are. Trebuie să mă mișc repede, pentru că trebuie să vină o prietenă cu fetele. Și... fetele au dormit, Rebecca a dormit, am putut să repete la franceză și ne-am crâinițel și după ce a repetat, a dormit. Îmi caut bani și să-mi iau căruț. Am ajuns acasă și haideți să vă arăt ce am luat. Deci de mâine vreau așa să mănânc mai multe salate. Nu neapărat, nu schimbăm ceva radical, doar că o să mă concentrez mai mult pe ce mănânc eu. Pentru fete am ciorbă, de perișoare, luată de la soacra mea azi, și mai am la congelator încă două tipuri de ciorbă. Deci să zic așa că am ceva mâncare asigurată ca să nu mai stau eu să gătesc și să stau în mirosul de mâncare. Dar, haideți să vă arăt. Am luat cola, așa, pentru o ultimă tură, să zic. Cola de asta normală. Așa, biborțeni, o apă minerală de 2 litri de biborțeni. Două de astea de iaurt, că erau la ofertă săptămâna asta, iaurt grecesc. Asta mai mănâncă și riz și dacă mai îmi fac și eu cu ori simplu, ori cu fructe, o să văd eu cum. Am luat roșiile astea tocate țărănești pentru că le-am mai luat săptămâna asta și îmi plac mult. Au decât roșii și sare și este exact gustul de roșii, de sos de roșii pe care eu îl fac. Și am luat 3. Este borcanul destul de mare. Mă gândesc că nu știu ce să fac cu el. Adică trebuie să fac două feluri de mâncare, cred, ca să-l pun pe tot, dar m-am gândit că folosesc cât am nevoie și restul pot să le pun într-o pungă sau casoletă la congelator și le folosesc apoi. Sper că stau bine. O să încerc și eu să văd cum e. Am mai luat un unt, pentru că nu mai aveam decât foarte puțin, de asta 82% grăsime sau 80, 250 de grame. Doi morcovi proaspeți. Aici am luat așa... spinar de spate și gâturi la reducere 30%, am dat 7,95 lei, și piept de pui tot 30% reducere 13,50 lei. Ăsta vreau să fac ceva gen parizer de pui. Mi-am mai luat eu pui să fac, dar nu am reușit să fac, doar că vreau să renunțăm la mezeluri. Nu facem brusc asta și așa că vreau să fac săptămâna asta, mâine să fac... parizerul de pui. Am luat ridichi negre. Mie îmi place să le mănânc cu sare. Și am luat 2. Am luat varză, să-mi fac salată de varză proaspătă, că mie îmi place. Și o să văd eu, o combin cu ou, cu brânză, cu cremă de brânză, mai făceam. Deci o să fac niște combinații. 4 mere, din astea mai acrișoare. Un borcan de ciuperci ca la mon. Bine, scalamata, cred. O să trebuie să ajung la Kaufland, sau să zic mamei mele să ia ciuperci de alea calamata, de alea mai mici, așa că mie îmi plac astea. Plus că am înțeles că cele negre nu sunt bune absolut deloc. Am luat un pliculeț de piper alb, pentru că nu mai aveam, este măcinat, și un pliculeț de piper negru boabe, pentru râșniță. Aici am vrut să fac azi am făcut la cuptor
cartofi la cuptor cu coastă și am vrut să fac și cu păstăi, dar nu mai aveam decât, nu știu, nici măcar o mână de păstăi. Și asta e, am zis că o să mi le fac la tigaie, ori cu sos de roșii, ori doar cu usturoi. Aici am luat o cutie de asta de kiwi de 1 kg, pentru că Iris a început să mănânce kiwi și vreau și eu să mănânc. Și dacă mâncăm câte unul pe zi, ne ajung câteva zile. Sunt destul de multe, că sunt 1 kg. La Super Weekend am găsit cârnații aceștia. Asta este singurul mezel pe care l-am luat. Mi-i mai dau Rebecăi la școală să la pachet, bine, și Iris dacă îi vede s-a învățat cu ei. Aici am luat un zahăr brun, l-avea Lucian la aplicație, l-a câștigat, nu știu, la, cred că la 6 de lei, ceva de genul, nu știu, pragul de 6 de lei, cred. Aveam de ales între orez și zahăr, orezul nu era și până la urmă am luat zahărul. O salată verde, pentru că mai am foarte puțin în frigider și Rebecca mai mănâncă la pachet. Și aici am luat iar mini pateurile cu nucă. Știți că le-am mai cumpărat săptămâna asta, cred că de 2 ori. Și acum avem musafiri și am trăit-o pe Rebecca dacă vrea să mai iau. Și am mai luat acum, tocmai bine o să rămână și pentru mine dacă e să-i dau la pachet ceva dulce. Și un pachet de șervețele, la fel, l-am câștigat eu în aplicație la pragul, cred că, de 900 de lei. Nu cred, la pragul de 900 de lei am câștigat ăsta. Da, mami, pisica! Da, astea sunt cumpărăturile. Asta este noutatea de azi. V-am pupat și ne vedem în vlogul următor.